Cât de greu este, și vreau să reamintesc acest lucru, să muncești mult, să ai un astfel de caz complex, mai ales cu fapta, ce s-a întâmplat acolo, să stai să-i identifici, să-i identifici într-un final, să-i identifici, să-i localizezi în alte state, să vrei să-i prinzi și un magistrat să-și bată joc de munca ta. Și nu mai de a ta, și de munca celor din afară. Faptul că judecătoarea și-a închis telefonul și a zis, bine, vă dau eu mandatele peste câteva zile. Și puteau să-i piardă colegii voștri din celelalte state. Se mai întâmplă lucruri de genul ăsta? Dacă se întâmplă asta, este regretabil. Este regretabil și cu siguranță că sunt instituții care se pot activa în astfel. Și s-au activat, în fine, inspecția judiciară. Eu așa, la modul personal, vreau să întreb. Domnul, muncești, stai, prinzi infractorul, faci ceva și te trezești că scapă infractorul. În astfel de dosare foarte, foarte complexe, noi, polițiștii de poliție judiciară, pentru că eu iubesc această structură de investigații criminale și m-am atașat foarte mult de ea, da, sunt subiectiv. E pe bază de pasiune, din sunt foarte subiectiv. Sherlock Holmes. Nu ne stă gândul acolo. Da. Sunt, cum spunea profesorul Boaru, un bun prieten al meu, sunt mărăieli din bordei, adică uneori suntem frustrați de faptul că am putea face ceva foarte, foarte rapid și ne împiedicăm de un hățiș legislativ, de o hârtie care trebuie să îți vină cât mai repede, de faptul că, da, suntem frustrați atunci când punctăm un infractor și știm că este acolo, da, și trebuie să vii cu hârtii astfel încât să te poți duce peste el, da. Sunt frustrările și sunt supărările colegilor mei din Poliția Judiciară.